Bine v-am găsit la colecția de mașini, partea a doua. După cum știți, data trecută ați văzut niște mașini superbe. O să vă arăt o mică recapitulare, dintre care avem acest BMW X6, un Land Rover, avem un BMW care zic că este seria 6, nu este Z8, cum am zis eu, ca tâmpit, un Nissan GT-R, Audi Q7, tu ce ești, mă? Alfa Romeo, Giulietta, un BMW anii mai vechi, din anii vechi. Aici avem un Lamborghini Veyron și un Dodge Viper, un Renault Clio, Mercedes, cum am spus atunci, pe două porți, dar de fapt este pe două uși. Iar am uitat cum este, Chevrolet California și acest Mini Cooper superb și poliția care e aici și BMW-ul acesta mirobolând. Acum o să apară câte o mașină. Aici va apărea prima mașinuță, care este Volkswagen Polo GTI. Îl vedeți? Sigur că îl vedeți. Următoarea mașină pe care o să vă prezint este aceasta, Ford Focus ST, un Ford Focus foarte frumos și foarte drăguț, foarte vi-l recomand dacă vreți o mașină adevărată și o mașină de jucărie foarte șmecheră, este acest Ford Focus. Următoarea mașină care va apărea aici între BMW și Audi este Porsche. Nu știu ce Porsche, dar știu că e Porsche. Și iar acum în fața Porsche-ului, ca să-l acoperim pentru că este urât, dar e drăguț în același timp, este acest Lamborghini superb, care este galben și nu știu ce fel de Lamborghini este, dar acesta merge și singur, să vă arăt, să vă arăt. Super tare, adevărat. Revenim la colecția de mașini. Următoarea mașină care va sta fix între acest Renault Clio și acest Lamborghini galben, un Maserati super, după cum vedeți textura și forma în care este, nu știu ce să spun, dar este drăguț. Următoarea mașină va sta aici lângă acest Lamborghini. Este Alfa Romeo Giulia, nu Giulietta, Giulietta e ăsta de acolo, ăsta e Alfa Romeo Giulia. Iar următoarea mașină, Audi R8, o mașină foarte superbă și foarte bună dacă vrei să-ți o cumperi de jucărie, că n-aveți voi bani să vă luați așa ceva, pentru că n-aveți de unde. Și iar aici, o mașină foarte specială și foarte șmecheră este Fordul Mustang. Nu mai priviți acest portocaliu spre galben, care îi dă o textură superbă. Lângă această mașină de poliție va apărea încă o mașină, chiar cea mai frumoasă mașină este BMW seria 4. Uitați ce BMW-ul. Să mă dau mai în spate ca să puteți să-l vedeți, pentru că nu prea se vede. Se vede? A, se vede, mă. Vom mai adăuga la această colecție de mașini. Uite aici, o mașinuță foarte mică. Este Citroen Creative Technology, cam ruginită, dar merge. Stai să dăm asta mai așa că facem prostii mari. Iar ultima mașină care va apărea fix acolo lângă este un Golf 5. Un Golf 5 special, chiar dacă este mai... Este el spart și nu știu ce, îi se poate deschide ușile. Ceva ce este foarte șmecher. Și piesa de rezistență, ca să nu lipsească nimic, este acest Lego. Super de alta, printre cele mai mașini din lume, cele mai mașini care nu sunt din lume. Asta este colecția de mașini 2, sper să vă placă, normal că o să vă placă, chiar dacă nu o să dați niciun like, probabil mai multe dislike-uri decât like-uri, dar cam atât pentru acest videoclip. Nu uitați, dacă vreți și voi încă o mașinuță, dați like. La revedere!